va trebui. Tot frumos al lui Costin Amzer, fundașul stâng al lui Dinamo. Înapoi către Năluț Roșu, minge aruncată în careu. O preluare frumoasă cu pieptul, un șut în blocaj. Dinamo din nou periculoasă prin Bordușanu. Și iată, deschidere de scor surprinzătoare aici pe stadionul Oțelului. Dinamo, după evoluțiile bune de până acum, marchează prin Gorka la Rusea. Spaniolul a ajuns la a patra reușită în această ediție de campionat. Gol care recunosc că m-a surprins și pe mine, nu eram extrem de atent la ce se întâmplă. Încă o dată îl vedem pe Bordușanu reușind să tragă în blocaj. Mingea rămâne în marginea careului și șutul superb al lui Gorka la Rusea îl învinge pe Rareș Pop. Foarte mult curaj și foarte mult sânge rece a avut spaniolul de origine bască la această execuție, cu care Dinamo trece în avantaj. Dinamo, vă spuneam, obligată să atace și iată că se întâmplă acest lucru. După mai puțin de 5 minute de joc, Gorka la Rusea marchează pentru formația oaspete și se aud suporterii dinamoviști încurajându-și favoriții. Situația în clasament înaintea acestui